Din nou în direct, Mădălin Ionescu Show cu Lavinia Șandru și Mirel Palada, o ediție care, într-adevăr, mă aștept tot felul de dezbateri. Vorbim de ceea ce ne arde pe noi în acest moment. Am văzut imagini șocante din noua Uniune Europeană, cea care impune anumite instrumente de control în numele unei probleme medicale reale, dar de aici până la faza cu milițianul care măsoară distanța dintre oameni cu bățul de 1,5 metri și până la acest proiect al Statelor Unite ale Europei, care nu mai e deloc fascinant și nu mai e deloc atrăgător în condițiile în care drepturile și libertățile democratice se prăbușesc sau impunerile economice, liniile economice impuse statelor mai sărace sunt cel puțin bizare. N-avem cum să nu tratăm astfel de subiecte și să nu ne, de multe ori, să ne înfierbântăm pe linia unor astfel de povești. Am vorbit și de ce se întâmplă pe lângă noi, de lumea asta complicată, tot discutăm de vreo 2 ani de zile și în care nu părem să ne mai găsim locul noi românii sau tot ne plângem că nu luăm atitudine. Cine Dumnezeu să ia atitudine? Mă uit și la bogații ăștia. 10 bogați, cei mai bogați oameni din lume și-au dublat averile în 2 ani. Ceva se întâmplă, adică oricât de tâmpit ai fi, îți dai seama că într-o perioadă de asemenea criză, niște băieți totuși profită la maxim. De la politicieni până la toți cei care, și unii dintre ăștia dintre miliardari, chiar gestionează și o parte din, cum e Gates, povestea cu partea medicamentoasă. Adică sunt niște băieți care profită din plin de această criză, în timp ce ne dau ideologii pe bandă rulantă. Luați de aici, comportați-vă așa, mai vine o pandemie, stați liniștiți, nu am terminat, nu s-a terminat. În 2 ani și-au dublat averile. În 2 ani! Care și așa sunt colosale, în timp ce toți ceilalți, clasa de mijloc, e din ce în ce mai strâmtorată. Exact. Mirea. Nu asta trebuie să ne îngrijoreze. Trebuie să ne îngrijoreze faptul că, în rest, marea masă a populației planetei a sărăcit. Da? În timp ce mai mari planetei se îmbogățesc. Și, bun, sigur că nu avem o discuție filozofică în seara asta, să spunem așa, cum spune Micul Prinț, la ce-ți folosește să fii bogat? Că de multe ori te întrebi, când vezi, da, nu suntem acolo, de multe ori te întrebi, când vezi diverse experiențe ale unor oameni foarte bogați, care nu sfârșesc bine, la ce i-a ajutat să fie foarte bogat? Sau la ce i-a ajutat să fie bogat? De multe ori nu ți ajută. Dar pe mine mă îngrijorează faptul că alții au sărăcit. Și pe mine mă doare faptul că românilor le este tot mai greu în perioada asta. În perioada asta a pandemiei, în care efectiv ar fi trebuit să zicem România își protejează populația, își protejează producătorii, își protejează oamenii de afaceri, protejează tot ceea ce trebuie să protejeze în așa fel încât să rezistăm. Pentru că alte țări fac asta. O fac probabil fiind partea Uniunii Europene, nu mai ai voie să vii cu politici protecționiste, că, vezi, Doamne, încalci tratatele, dar poți să o faci găsind soluții. Poți să o faci având imaginație. Așa ar trebui să facem și noi. Să găsim soluții să protejăm oamenii de afaceri români, să protejăm producătorii și să protejăm populația. Pentru că, uite, sunt tot mai mulți disperați în momentul în care le ajung facturile la energie. Da? Acum sunt curioasă să văd dacă această înjumătățire a facturilor la energie anunțată de către PSD și PNL este adevăr sau provocare, ar zice cineva. Este minciună sau adevăr, da? Sunt foarte curioasă să văd dacă într-adevăr se vor înjumătăți facturile, pentru că altfel facturi de 10 ori mai mari decât înainte înseamnă un dezastru pentru toată lumea. Adică o să-i facă pe pensionarii români
să moară la propriu de frig și de foame. Pentru că nu o să mai aibă bani să-și ia nimic de mâncare. O să le meargă toți banii pe întreținere, pe gaz, pe curent electric și pe câteva medicamente. Deci, nu mă deranjează faptul că s-au îmbogățit oamenii ăștia. Mă deranjează faptul că au sărăcit ceilalți. Pentru că se spune că 2% din populația planetei deține jumătate din bogățiile ei. 2%. Da? 2% din populație. Sigur, se mai spune încă ceva. Oamenii ăștia sunt dibaci. Oamenii ăștia au știut să-și pună placa pe val în așa fel încât să profite de pe urma pandemiei. N-aveam cum să-i controlăm noi. Dar noi putem să ne protejăm populația în rest. Că nu putem să-i împiedicăm pe oamenii ăștia să se îmbogățească. Știi că se spune că dacă cineva a reușit să strângă toți banii de pe, și toate bogățiile de pe planetă și le-ar împărți în mod egal la toată populația, în 2 ani de zile, banii și bogățiile ar merge tot la cei... Nu, ar merge tot la cei la care sunt în momentul de față. Am înțeles. Pentru că oamenii ăștia știu să facă... Bun, nu e nicio problemă să facă bani. Dar noi trebuie să-i protejăm pe cei care nu știu să facă bani, dar nici nu trebuie să fie lăsați să moară de foame, scuză-mă. Da, ideea este că în acest context dramatic sunt niște băieți care au speculat. Sigur. Iar mulți dintre politicieni n-au făcut decât să știu nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc sau nu vreau să merg pe linia celor care spun că au speculat o pandemie pe care au generat-o. Nu vreau să zic asta, da? Nu pot să merg pe ideea că au generat nu știu ce oameni bogați pandemia, deși există informații din ce în ce mai clare că acest virus a scăpat din prima place. Da. Corect. Este foarte... Povestea asta oricum, vorba lui Hartmann, în vreo 50 de ani se va desecretiza și vom ști exact ce Dumnezeu s-a întâmplat cu adevărat. E vorba însă de faptul că sunt niște oameni care chiar au niște pârghii la dispoziție și care chiar pot controla acest fenomen inclusiv al remediilor medicale într-o perioadă atât de dramatică și convulsivă cum e asta de aia și au făcut bani și fac bani în condițiile în care ne tot spun că nu se va opri totul aici și au tot interesul să nu se oprească dacă să luăm pe banii pe care îi fac. Dar nu despre asta, despre Gates. Pentru că ăsta e unul dintre actorii principali pe zona pharma în acest moment, prin relațiile pe care le are și pe care și le-a dezvoltat de-a lungul timpului. Rămâne, ne întoarcem la această țărișoară numită România cu, mă rog, în care acuzele sunt aceleași eterne, cu premierii care plagiază, cu politicienii care plagiază, cu în plină criză energetică aceleași și aceleași povești în speranța că poate cineva îl dă jos și pe Ciucă. Asta e țărișoara noastră. Noi suntem cu plagiatul în timp ce alții își fac rezerve, își strâng gaze, își pun deoparte bani. Norvegienii au bani pentru nu știu câte generații. Sigur că au știut să-și exploateze aceste bogății pe care noi habar n-avem să le exploatăm. Ei au bani, au fonduri de rezervă, așa, pentru că au avut niște politicieni care știu ce să facă. La noi, tot cu plagiat, tot cu asta, de 30 de ani, numai pe linia asta, stăm, o stăm și mai dăm jos câte unul, ca plagiat, că nu știu ce n-a făcut, nu știu. Aici este nivelul ăsta, mai este Cățu și ne dă noi indicații economice, el fiind un remarcabil post prim-ministru al României, și ne spune că am putea să ajungem într-o zonă de... în care economia să se prăbușească efectiv dacă nu reglăm și ce deficite și inflație. Asta este țara. Veșnicele discuții românești într-un context în care alții își fac rezervă. Mădălin, într-o perioadă de criză. E vorba aia. Știi că e o vorbă răutăcioasă. Alții și-au dorit mai mult victoria. Mai e o vorbă răutăcioasă. Atâta s-a putut. La noi în România, istoric vorbind, atâta s-a putut. Ce se întâmplă în momentul de față cu ce prezentăm noi aici? Îl arătați pe Elon Musk, care are 237 de miliarde avere. România, PIB-ul României este de 250-260 de miliarde de euro. Deci avem sume comparabile. Un om are cât produce o țară într-un an. E strigător la cer. E o problemă
ce ține de miezul filozofiei. Da, dar omul ăsta are în plan să trimită navă spațială pe Marte. Da. A citit science fiction. Noi avem cumva planul ăsta? Sau? Noi avem un plan să trimitem lucrarea domnului Ciucă înapoi la Universitatea Națională de Apărare. Să vedem e totuși o diferență între noi și Atâta s-a putut. Suntem mediocri, noi suntem niște biciznici. Suntem niște provinciali mediocri care nu ieșim din condiția noastră de melteni. Dar problema e următoarea, dincolo de melteneala noastră balcanică. Ce povestim noi aici? Este felul în care principalul actor deținător de putere în momentul de față, numit statul național, care de vreo 200 de ani taie și spânzură în contra celor cu putere locală, începe să piardă jocul în fața noilor duci și noilor conți. Vedeți voi, Lavinia, Mădălin, pe vremuri, aveai un rege care era cam neputincios în fața celor 5-7-20 de duci dintr-o țară mare. În Franța era ducele de Orleans și ducele de Com și ducele de naiba să ia. În Anglia era ducele de York, ducele de Essex, naiba să ia și se băteau și ăștia, la noi erau boierii mari. Erau brâncovenești, erau craiovenești, bun. Și ăștia când ziceau, tovarășul voievod, rege, bă, te ia mama dracului dacă nu faci cum zicem noi. Și dacă nu, ăla nu făcea cum ziceau ei, se făcea un război mic, îl dădeau pe la jos și puneau pe altul. Și e istoria plină de tensiunea dintre puterea centrală a statului și puterea descentralizată a baronilor locali, cum se zice. Că erau duci, conții erau mult mai mari decât baroni. Acum, uite-l, ăsta-i baron. Ăsta, încetul cu încetul, se duce la Trump sau la Biden și zice, băi, acesta, ca să nu zic eu cum se zice pe stradă, că luați amendă la CNA, măi, Bulache, bă, tu faci ce zic eu. Nu ce crezi tu că îmi spui tu mie să fac. Am atât de mulți bani și atât de multă putere încât eu, ca entitate, sunt parte în parte cu tine, băi, Statele Unite. Poate cu Statele Unite nu chiar, dar uite, nenea de la Facebook, deși este creația unor servicii interesante, a ajuns să treacă dincolo de condiția lui de simplu slujitor și să vină să zică, băi, eu conduc lumea. Și o conduce. E noul duce internațional. Și a arătat că reușește să facă față unor discuții dure de tot la mai înalt nivel. O, da. Da, da, da. L-a chemat Congresul să-l tăpărească. Inventat, neinventat, făcut din plastelină, rezistă. Da. Are picioarele lui. O, da. Are picioarele lui. Asta este adevărata problemă a omenirii în momentul de față. Ai anumite zone care rezistă acestei presiuni a baronizării, a medievalizării, cum ar fi Rusia, cum ar fi China, cum ar fi India, și ai alte zone, preponderent în zona occidentală dezvoltată, unde s-a acumulat foarte multă resursă, unde tancurile nu mai contează atât de mult și portavioanele, și vine Bill Gates și zice, bă, tu n-ai ce să faci cu tancurile. Pentru că eu am atât de mulți bani, că tancurile tale nu mai contează. Ce face statul când se bate cu behemotul numit corporații internaționale, multinaționale? Și tema care se întâmplă în momentul de față la OECD și la Uniunea Europeană și la care, slavă Domnului, am ajuns și noi să ne sincronizăm în sfârșit, și anume, băi, multinaționalelor, ia nu mai vânturați voi banii aia cum vreți voi și să-i duceți voi prin paradisurile fiscale și să nu vadă niciun stat taxe din profit. Ia, ce faceți voi aici, înainte să treacă la insulele Seychelles, prin alte paradisuri fiscale, dați voi 15% și pe urmă faceți ce vreți cu banii voștri. Dar 15% rămâne aici. Unde ați produs plus valoarea? Nu mai veniți cu prețuri de transfer, cu stai să vezi că de fapt ne ducem în ăla și de acolo și ascundeți voi banii. Înțeleg că anul ăsta îi lăsăm pe ăștia de aici din România să-și mai externalizeze profitul. De-abia de la anul, dacă avem curaj. Asta este o discuție grea, care nu e la nivel de România sau de... Noi suntem, băi, noi suntem un județul vasului al lumii, da? Suntem vai de mama noastră. Discutăm țări ca Germania, ca Statele Unite, care cu greu s-au lăsat, pentru că fii atent, care sunt adevăratele beneficiare? Unde e Bezos? Unde e incorporat Bezos? În Statele Unite. Unde e BASF-ul incorporat? În Germania. Doar nu o să beneficiem noi de pe urma multinaționalelor. Beneficiază Germania, Franța, Anglia, alea care au cheagul de capital. Și atunci aceste țări nu prea au vrut să zică, pentru că erau multinaționalele lor până la urmă, să zică, da bă, lăsați 15% la meltenii aia, la gubernia aia, România sau la gubernia Nigeria. Să vină banii la noi.
S-a discutat și încetul cu încetul a ajuns la concluzie, bă, nu se mai poate, s-a ajuns la un nivel în care plus valoarea, noi păstrăm prea puțin din plus valoare și restul se duce și ea fac ce vor cu banii lor. Și atunci noi nu mai avem de mentenanță, noi nu mai avem să reparăm podurile. În Statele Unite e o problemă cu podurile și autostrăzile și străzile care au fost construite acum 100 de ani, 50 de ani da. Și care au început să cam pognească. Deci nu e doar România în situația asta. Statele Unite începe să aibă probleme cu podurile. Și vine Biden, vine statul american și zice lui Bulac ăsta, cum îl cheamă, de la Facebook. Nu mai zice așa, că știi că CNA-ul, na. Zuckerberg. Mai bine zic Bulac, că Zuckerberg, îl jignesc mai puțin. Și vine și zice lui Felix Zuckerberg, sau cum Dumnezeu îl cheamă. Bă, tu faci prea mulți bani, ia mai dă-mi niște bani, că am de reparat niște poduri. Și ăsta vine și zice, șeful, n-ai de unde să-mi iei. N-ai, i-am pitit. Ia, n-am nimic. Face ca ăla, ca moromete. N-am făncirea. Și s-au hotărât ăștia să zică, ia hai mă să vă căutăm noi peste tot și cât timp nu există un efort organizat, ăsta fuge dintr-o parte în alta, fuge dintr-o parte în alta. E, în momentul în care încolțesc toți multinaționale și zic, să moară mă, ta, nu mai unde să mai fugi. Unde fugi? Te duci ducolo-colo, ducolo-colo, tot trebuie să lași bărindă. Să moară în țară. Da. Să e un limbaj mai colorat. Bine, e farmecul tău. Eu l-am precis, dar da. Da. În general, băieții la bere așa vorbesc și lumea înțelege mai bine. Pentru că e vorba de indignare aici. Când zic așa cum zic, este de fapt expresia unde indignări atât populare cât și instituționale la adresa, uite lunene asta cu capul mare care îl vedem aici și care zice nu-ți dau bani. Uite-l. Ăsta zice nu-ți dau bani. Sunt banii mei. Și vine statul și zice nu sunt banii tăi. O parte din ei sunt banii tăi. Dar o parte o las și la noi că avem poduri de reparat și dacă nu ți asiguram noi condițiile instituționale să-ți faci treaba, tu nu făceai banii aia. Și asta deja e o discuție de politici publice, nu mai e o discuție de băieți la bere. Scuze, Lavin. Da, nu, așa e. Bun, bănuiesc de acord, Lavin, nu știu ce se va întâmpla. La anul și cât de mare vor avea curaj miniștrii români să ia aceste decizii care să aducă să reechilibreze un pic piața financiară din România. Eu sunt veșnicele noastre intenții. Vedem. Și de multe ori mor la acest nivel. Asta ar trebui să fie. Eu în continuare insist cu susținerea companiilor românești și cu susținerea producătorilor autohtoni. Asta trebuie să meargă în paralel cu politici, să nu le spunem protecționiste, dar cam așa ar trebui să fie, cu politici de susținere a tot ceea ce înseamnă economie românească. Da? O fac și alții, nu suntem singuri. Putem să o facem și noi. Și dacă reușim să o facem cu cap, vom avea numai de câștigat. Trebuie să ne susținem producătorii din zona agricolă, trebuie să ne susținem producătorii din zona industrială, trebuie să ne susținem producătorii care creează locuri de muncă și plătesc impozite aici, în România. Ei nu o să ducă nicăieri în diverse zone ale... Și care au capitalul românesc. Sigur că da, e capitalul românesc. De ce să nu-l susținem? O fac și alții. O fac și francezii, o fac și austriecii, o fac și nemții. Noi de ce să nu o facem? De fiecare dată când vine un ambasador să ne bată obrazul, să tragă de mână câte un ministru, să facă lobby, abuz în servicii pe față, da? Să zică, bă... Ambasadorii străini în România vin și vorbesc cu miniștrii pentru companiile din țările lor. Și nu este trafic de influență. Este în fișa postului la fiecare. În România e corupție, n-ai voie să faci așa ceva. E în fișa postului la ei. Ca ambasador, fiecare trebuie să se bată pentru companiile din țara lui. La noi cum e? La noi este cum vedem. Dar lucrurile se pot schimba. Vorbeam aseară cu domnul Dian Popescu despre piața energiei. Că ăștia vor face în acest moment tot posibilul să dispară micii producători de pe piața românească sau distribuitori. Ăștia care mai reglau piața, mai reglau prețurile. Și rămân doar mari jucători din domeniul ăsta, din domeniul energiei. De-aia avertizmentul este că prețurile nu vor scădea. Și noi vorbim de micii producători, de încurajarea capitalului românesc în condiții în care în România în continuare această tendință de a-i spolia, de a-i distruge, de a-i rade, de a-i termina pe toți cei care ar putea să producă ceva în țara asta, continuu. Asta este, în timp ce noi știm exact unde stăm și unde ne aflăm,
Din păcate, la nivel guvernamental, nu par să existe în acest moment încă intențiile astea de a scoate România din linia asta ploconistă și tâmpită. Mădălin, atâta s-a putut. Știi ce spuneam eu și altă dată? Românii merită tot ce e mai bun. Merită actuala clasă politică. Atâta s-a putut. Vom vedea. Eu zic că avem șansa să putem să schimbăm lucrurile astea și la un moment dat sistemul se va prăbuși, pentru că nu mai poate să se permanentizeze așa, chiar dacă se cosmetizează, încearcă să supraviețuiască. Da, mulțumesc foarte mult, Lavinia. Da, să știi că vor fi foarte mari costurile dacă se va prăbuși. Foarte exact, mari pentru toată populația României. Și Doamne ferește de mișcări masive la Est, pentru că asta s-ar putea să ne trezească într-o situație și mai complicată decât ne-am imaginat vreodată. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul acestei emisiuni și în această seară la Vinia și Andro Mirel Palada. Mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți pe Facebook și în fața micului ecran. Ne revedem mâine seara de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV. O seară liniștită tuturor. Toate cele bune!